Piesa Îți dau toată viața a început cu faptul că eram acasă și citeam din Psalmul 27 și vreau să vă citesc versetul 4. Un singur lucru cer de la tine, cer de la Domnul și îl caut cu stăruință, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să-L caut în templul Lui. Și în versetul 8 zice, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea, și eu zic, Doamne, fața ta o caut. Când am citit psalmul ăsta, am început să meditez la ce înseamnă să vrei să fii în casa Lui. Și am început să fac curat în casă și atunci, dintr-o dată, am simțit să cânt o idee și vreau să vă arăt. Nu știu dacă știu. Da, am avut efectiv, mi-a venit prima frază din vers și pe urmă m-am pus la pian acasă și în momentul când m-am pus la pian a curs toată piesa și eu am simțit foarte tare că era efectiv ceva pe inima mea care vrea să caut mai mult din El, căutam să fiu cu El, căutam să fiu în locul Lui, în preajma prezenței Lui, vreau să fiu în templul Lui, îmi doream să-L aud, să-L caut și a curs efectiv toată piesa și doar la versuri m-a mai ajutat un pic Odi și la refren am reușit împreună să mergem în direcția care ne-am dorit-o. Îți dau toată viața, toată suflarea, cumva efectiv o predare și o căutare după Dumnezeu. Și da, piesa asta e efectiv un, pentru mine e ca și un imn al inimii și o dorință din partea mea că vreau să-L găsesc în toate lucrurile și să-L privesc și să-I văd frumusețea. Da, sper că piesa asta să vă impacteze și să simțiți prezența Lui și îmi doresc ca să-L căutați pe Domnul și El se va lăsa găsit. Bye!